O minte sănătoasă într-un trup sănătos și cum în acest an cu toții suntem mai atenți la starea noastră atât fizică cât și emoțională, am început să nu mai căutăm scuze pentru a nu lectura. Ba dimpotrivă, avem tot timpul din lume pentru a ne antrena mintea citind cărți. Fapt confirmat și de Iulia, specialist marketing al unei librării din capitală, care a observat în ultima perioadă o creștere a numărului de cititori. În timpul pandemiei, probabil din cauza timpului liber, a crescut numărul de cititori și la fel și la noi, a crescut numărul de comenzi. Într-un an când ne simțim triști sau anxioși, tot mai des apelăm la cărți, care au demonstrat deja că provoacă fericirea, fiind o terapie excelentă sau pur și simplu un bun combustibil pentru creierul nostru. Două tendințe a tinerilor cititori. De altfel, dacă ar fi să categorizăm cititorii noștri, am spune că sunt cei care recrează, care se recrează citind, lecturând, și sunt cei care vor să se dezvolte. Dacă îți pare că ai răscolit deja toată biblioteca din casă, îți venim cu câteva recomandări de cărți care se află printre preferințele moldovenilor în această perioadă. Pot să enumer, să menționez cu mare drag cartea Valuri de Arina Delcea. O recomandăm și noi cu tot sufletul. Vorbim despre Portocalele Verzi de Vitali Cipileaga, care este cartea anului 2019. Cartea pe cont propriu de Vadim Țurcanu este una dintre cărțile noastre de dezvoltare personală care a câștigat încrederea publicului. Cartea lui Grant Cardone, Fii obsedat sau fii mediocru, la fel este o carte de dezvoltare personală care este citită în rândul tinerilor și care, din câte noi observăm, este preferată de foarte mulți. Nu pot să nu menționez și cartea lui Nicolae Dabișa, este vorba de Tema pentru o casă, care, deși a fost citită de nenumărate ori, mulți dintre cititorii noștri aleg să o recitească, iar noi înțelegem de ce. Avem câteva opțiuni și pentru părinții care nu mai știu cu ce să-și distreze picii. Dat fiind faptul că în timpul carantinei tinerii au stat mai mult pe acasă, le-au lipsit aventurile, iar în cărți aceștia au putut să găsească acele aventuri de care aveau nevoie și o carte exemplu este Mark Twain, Aventurile lui Tom Sawyer, o carte pe care pot să citească cei de la 12 ani, care este utilă. Nu pot să nu remarc și cărțile lui Hector Mallott, cum ar fi cartea În familie sau cartea Singur pe lume, potrivită atât celor mici cât și părinților. Dacă e să ne referim la cei mici-mici, atunci avem unele cărți distractive, care sunt însoțite de așa numitele dispozitive care emit anumite sunete. Apăsând cu degetul pe una din imagini, aceasta va imita sunetul unei mașini. Dacă ar fi să ne referim la copiii mai mici de 2-3 ani, atunci noi recomandăm cu drag poveștile, pentru că o lume de povești este foarte interesantă. Totuși, acum când suntem mai vulnerabili, unele cărți ar fi indicat să le evităm. Ar fi binevenit să nu citească cărți care i-ar stresa mai mult, cărți despre sentimente triste, despre războaie, despre crize economice și tot așa mai departe. În momente de incertitudine, nu ezita să pui mâna pe carte. Cu siguranță vei găsi acolo răspunsuri la multe dintre întrebări.